Și domnilor, Jorge, la mulți ani. Pe de altă parte, o informație de ultimă oră, o să mai auziți despre ea. Florin Salam este bunic pentru a treia oară. Băiatul lui, Dani Stoian, și soția lui au devenit părinți pentru a doua oră, în urmă cu puțin timp, informează cancan.ro. Mihaela a adus pe nume un băiețel perfect sănătos, cei doi sunt în culmea fericirii. La doar un an de la cununia civilă, familia lor s-a mărit și iată, e mare bucurie în familia lui Florin Salam. Avem o imagine chiar pusă de nora lui Florin Salam, Mihaela, și cu bebelușul. În jurul orei 10 s-a născut copilașul, a născut prin cezariană. Copilul sunt bine, a primit nota 10 la naștere și părinții sunt foarte fericiți că fiul este sănătos. Mihail a avut parte de un travaliu dificil, însă totul este bine când se termină cu bine și fiul cel mare al cuplului, Edan, este foarte încântat că a devenit the big brother, ca să zic așa. Mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor, mâine alte surprize, informații în exclusivitate, multe emoții, stați alături de noi, o vinere incendiară va urma, până atunci rămâneți cu Focus, o vară frumoasă deja și mai răcoroasă poate. Toate